Salut! Intuiția sau al șaselea simț este o chestie utilă dacă știi să o folosești. În cazul actorilor, a căror carieră depinde de fiecare rol jucat, intuiția este și mai importantă, deoarece niciodată nu știi la sigur care film va avea succes și care va fi un eșec. Atunci când în mâinile sale ajunge un scenariu nou, fiecare vedetă trebuie să facă o alegere care fie îi va spori faima și averea sau dimpotrivă îi va ruina cariera. Astăzi vreau să povestesc despre actorii care au făcut o alegere greșită și au ratat rolurile remarcabile care puteau să le aducă și mai multă apreciere, un Oscar sau câteva milioane în pușculiță. Abonează-te pe canalul meu dacă încă nu ai făcut-o, fă click pe clopoțel ca să nu ratezi alte videouri interesante și hai să începem! Will Smith, Nicolas Cage sau Brad Pitt și The Matrix. Cât de ciudat nu ar părea, dar găsirea unui doritor care îl va interpreta pe Neo din binecunoscuta peliculă The Matrix a fost o sarcină complicată pentru producătorii acestei trilogii. Unul din candidații pentru rolul lui Neo a fost actorul american Will Smith. În perioada audițiilor pentru noul film a surorilor Wachowski, Will Smith se afla pe culmea popularității. Fiind la mare căutare, actorul cu ușurință respingea scenariile unul după altul. La fel a fost refuzată și propunerea de a participa în acest proiect științifico-fantastic dubios. În unul din interviurile anterioare, Smith a spus că pur și simplu nu a prevăzut succesul acestui proiect. De asemenea, el a recunoscut că Reeves este mult mai potrivit pentru acest rol. Cred că succesul celor trei părți a filmului i-a stricat mult dispoziția lui Smith, care în loc să salveze omenirea de la inteligența artificială, s-a hazardat în aventurile din mare nebunie în vest, care s-a dovedit un eșec la box office. Pentru prestația lui Neo a fost considerat și Johnny Depp, însă producătorii au renunțat din start la această candidatură. Brad Pitt nici nu s-a complicat să explice motivele refuzului și a întors textele fără careva comentarii în plus. Un alt actor pe la care a trecut scenariul este Nicolas Cage. Acesta nu a fost mulțumit de locația unde urmau să aibă loc filmările, adică Australia, și a refuzat categoric să părăsească Statele Unite. Astfel, rolul a fost propus mai puțin cunoscutului Keanu Reeves, care a și primit toată aprecierea și onorariile de milioane. Apropo, anul acesta sunt lansate o groază de filme interesante, printre care și a patra parte a The Matrix. Informațiile mai detaliate despre acest film le poți afla din unul din videourile mele. Fă click pe sugestia din colțul de sus din dreapta sau intră pe canalul meu. John Travolta și Forrest Gump. La începutul anilor 90, steaua lui Travolta nu mai strălucea ca odinioară și actorul era în căutarea proiectului ce îi va relansa cariera. Personajul lui Forrest Gump îi părea destul de potrivit pentru comeback-ul în topurile de la Hollywood, dar planurile au fost zădărnicite de Tarantino, care i-a propus să-l interpreteze pe Vincent Vega în noua sa producție Pulp Fiction. La sigur, ambele producții sunt geniale și nu ar fi corect să judecăm care din personaje este mai interesant sau remarcabil. Pulp Fiction și Forrest Gump au primit numeroase nominalizări la Oscar și fac parte din clasica cinematografiei mondiale, însă aici apare un dar. În timp ce creația lui Tarantino a primit un singur Oscar, cei de la Forrest Gump s-au ales cu 6 statuete. Tom Hanks și John Travolta au primit și ei câte o nominalizare pentru rolurile interpretate, însă Oscarul a plecat acasă la Hanks. Ulterior, Travolta a recunoscut că refuzul de a-l interpreta pe Forrest Gump este cea mai mare greșeală din cariera sa și rolul lui Vincent Vega pentru totdeauna l-a etichetat drept un ticălos harismatic. Jack Gyllenhaal sau Matt Damon și Avatar. Este puțin cunoscut faptul, dar celebrul regizor James Cameron îl vedea anume pe Jack Gyllenhaal în rolul veteranului sale și se pare că actorul a fost de acord să facă parte din acest proiect, însă în ultima clipă și-a schimbat decizia. A refuzat să se ascundă după grafica computerizată și a optat pentru o prestație mai tradițională. Este vorba despre rolul lui Dustin din Prințul Persiei, Nisipurile Timpului. Pelicula cu greu a întors banii băgați în producere
încredere și, la drept vorbind, este considerată un eșec. Actorul nici până acum nu-și poate ierta acea alegere neinspirată. Imediat după refuzul lui Gyllenhaal, producătorii au luat legătura cu Matt Damon. Actorul s-a arătat interesat de această propunere, deoarece este fanul lui James Cameron și prevedea succesul noului film. Însă, fiind implicat în alte proiecte, scrâncind din dinți, Damon a refuzat acest rol. Cât de corect a fost această decizie, este greu să ne expunem, deoarece Damon trebuia să decidă între Avatar și personajul lui Bourne, care a devenit cartea de vizită a actorului. Desigur că franciza despre Bourne nici pe departe nu s-a apropiat de succesul pe care l-a avut Avatar și Damon recunoaște că atunci a făcut o alegere greșită. Avatar a spulberat toate recordurile la box office și 10 ani a păstrat poziția de lider absolut. Cariera lui Sam Worthington, care până la urmă a obținut rolul principal, a primit un imbold semnificativ, dar nici banii nu au fost în plus pentru actorul care la acea etapă o ducea foarte greu. Russell Crowe sau Doug Ray Scott și X-Men. Principalul gladiator s-a dovedit a fi extrem de lacom după bani și a ratat rolul lui Wolverine din ecranizarea benzilor despre X-Men. Onorariul cerut de acesta era așa de mare încât pur și simplu a șocat producătorii peliculei. Se vede că dorința de a-l avea pe Crowe în distribuție nu era proporțională cu sumele anunțate și rolul mutantului cu ghearele din adamantium a fost propus lui Doug Ray Scott. Acesta a respins propunerea și a preferat să se filmeze în Misiunea Imposibilă 2. Astfel, oferta pentru rolul lui Wolverine în sfârșit a ajuns la Hugh Jackman. Apropo, refuzând rolul, Crowe singur a sugerat producătorilor să atragă atenția la puțin cunoscutul actor australian. Această alegere s-a dovedit una reușită și Jackman s-a încadrat perfect în rolul care i-a adus faima și aprecierea mondială. Mel Gibson și Gladiator. Înainte de a se transforma într-un scandalagiu, Gibson era una din cele mai plătite și solicitate vedete de la Hollywood. Nu este surprinzător faptul că Ridley Scott îl dorea în Gladiator. După rolurile din Mad Max și Inima Neînfricată, publicul îl adora, astfel asigurând succesul filmelor cu participarea sa. Analizând scenariul, actorul, care pe atunci avea puțin peste 40 de ani, a ajuns la concluzia că este prea bătrân pentru acest personaj. Astfel, rolul lui Maximus a fost propus lui Russell Crowe, care putea doar să viseze la poziția lui Gibson. Participarea în Gladiator a marcat cariera lui Russell. Pelicula a primit numeroase premii și aprecierea publicului, care l-au plasat pe Crowe în rândurile vedetelor de top. Hugh Jackman sau Christian Bale și Casino Royale. Rolul agentului 007 este râvnit de majoritatea actorilor din Hollywood, dar nu și de aceștia doi. Inițial, Jackman a fost analizat ca o posibilă înlocuire a lui Pierce Brosnan în Casino Royale. Fiind în febra pregătirilor pentru o nouă parte din X-Men, actorul australian a fost telefonat de agentul său care i-a propus să preia estafeta lui James Bond. După ce a citit scenariul noului episod din seria bondiană, Jackman a afirmat deschis că îl consideră peste măsură ireal. Însă producătorii erau de neînduplicat și i-au dat de înțeles că nu are drept de vot și scenariul nu va fi modificat. Un alt aspect care îl deranja pe Jackman a fost frica că va deveni un actor de stereotip, ceea ce îl va lipsi în viitor de multe proiecte interesante. Un argument destul de interesant, dar fiind faptul că refuzând rolul lui James Bond, Jackman deja de 9 ori a fost Wolverine. Dar cum se spune, de ce te temi, de aia nu scapi. Și pentru milioane de oameni, Jackman va rămâne Wolverine din X-Men. În interviurile anterioare, actorul a recunoscut că regretă decizia de atunci și se consolează cu faptul că Craig curând va fi înlocuit din cauza vârstei. Un alt actor care a respins ocazia de a intra în istoria drept agentul 007 este Christian Bale. Acesta demonstrativ a respins propunerea afirmând că niciodată nu va interpreta personajul care a strâns toate stereotipurile negative despre englezi și rolul a plecat la Daniel Craig,
care din start a înțeles că așa propuneri nu pot fi ignorate. Anul acesta este lansată o nouă parte din producția bondiană și se zvonește că este ultima apariție a lui Craig în rolul agentului Bond. Mai multe informații despre această peliculă le găsește în videoul despre lansări din anul 2021, la care am făcut referință mai devreme. Gwyneth Paltrow și Titanic. Și iarăși o creație nemuritoare a genialului James Cameron. Îți vine să crezi că tânăra Paltrow aproape în genunchi a fost rugată să accepte rolul lui Rose, însă ea a ignorat toate insistențele, considerând scenariul prea lacrimogen și plictisitor. Pentru a justifica refuzul categoric, actrița a afirmat că deja este implicată în niște proiecte care o interesează mai tare decât filmul despre o corabie scufundată. Astfel, Gwyneth nici nu își dădea seama că refuzul său îi va oferi lui Kate Winslet ocazia să iasă în evidență, devenind una din cele mai solicitate vedete de la Hollywood. De remarcat faptul că Winslet a fost mai chipzuită și a întrevăzut potențialul acestui rol și aproape l-a silit pe Cameron să o accepte pentru rolul lui Rose. Și a avut dreptate. După lansarea Titanicului, Kate Winslet a devenit o celebritate de talie mondială, obținând chiar și o nominalizare pentru Oscar. În timp ce Paltrow a continuat să se filmeze în comedii romantice mediocre. Și nu este clar ce proiecte importante au făcut-o să rateze rolul titular din filmul eveniment care a strâns un box office de 2 miliarde de dolari. Sean Connery și stăpânul inelelor. Cred că majoritatea spectatorilor s-au obișnuit cu imaginea lui Gandalf creată de Ian McKellen și cu greu își pot imagina cum Sean Connery ar arăta în straile vrăjitorului alb. Dar să știi că era posibil. Creatorii trilogiei doreau foarte mult ca Connery să joace rolul vrăjitorului principal, însă actorul nu era la fel de entuziasmat. Citind scenariul, fostul agent 007 a respins propunerea generoasă. Pentru a-și argumenta refuzul, Connery a afirmat că nu-i plac filmele fictive și el în general nu înțelege creația lui Tolkien. Nici onorariul generos plus 15% din box office nu i-au putut schimba decizia. Astfel, Connery a arătat 10 milioane de dolari și o nominalizare la Oscar. Dar Gandalf, interpretat de McKellen, a fost inclus în listele celor mai remarcabile personaje cinematografice din toate timpurile. Emily Blunt și Iron Man 2. În unul din interviurile sale, actrița engleză a mărturisit că de două ori a respins ofertele de la Marvel. Prima dată i s-a propus rolul lui Natasha Romanoff din al doilea episod al francizei despre Tony Stark. A doua propunere a fost rolul iubitei lui Captain America, Peggy Carter. Abia mai târziu, Blunt a înțeles impactul pe care l-au filmele cu supereroi în societatea contemporană și și-a încercat norocul în audițiile pentru Captain Marvel. Însă producătorii au considerat că Brie Larson mai bine se va încadra în acest caracter. Atât pentru azi, dar tu cum crezi, refuzul actorilor enumerați a fost o greșeală sau dimpotrivă o decizie corectă? Cum ți-ar părea să-l vezi pe Will Smith în rolul lui Neo și pe Hugh Jackman în postura lui James Bond? Lasă-ți părerea mai jos în comentarii. Nu uita să dai un like acestui video, abonează-te la canalul meu și fă click pe clopoțel pentru a nu rata cele mai interesante videouri despre filme și celebrități. Pe curând!